Bună seara, dragilor, și bun găsit la Istoriștiri! În seara asta vorbim mai întâi de politica internă și mai întâi de lucrurile care contează cu adevărat pentru mulți dintre noi, și anume cât costă curentul. Și dincolo de povestea asta, cum funcționează statul român atunci când vrea să ne dea o mână de ajutor? Știți, cu haosul facturilor, ce s-a întâmplat? Asta e titlul de astăzi de pe Digi24 și eu am găsit aici în povestea de la Digi. Știți foarte bine, trebuia să dai o declarație pe proprie răspundere ca să beneficiezi de așa ceva, dar sunt câteva lucruri pe care eu, drept să vă spun, am și fost plecat, nu am băgat de seamă. Versiunea mai veche a legii spunea că declarațiile astea trebuie depuse în continuare de familie cu cel puțin 3 copii, familii monoparentale și persoanele cu dizabilități care au nevoie de aparatură medicală pentru a beneficia de prețul ăsta mai mic de 0,68 de lei kilowatt-oră. Poftim? Persoanele monoparentale, mă rog, familiile monoparentale sunt de obicei mama cu unul sau mai mulți copii. Persoanele cu dizabilități sunt de obicei oameni care au greutăți deja destule în viață. Cine în statul român a gândit vreodată că pentru a ajuta pe cineva, pe acești oameni care probabil că unii dintre ei muncesc de dimineață până seara, trebuie ca oamenii ăștia să se apuce să facă declarații pe propria răspundere și să le ducă la o instituție a statului ca să beneficieze de reducerea la curent? Cine s-a gândit că asta este forma cea mai bună de a ajuta un om, și anume punându-l să mai dea o declarație? Statul român. Statul român care știe exact fiecare familie cum este, pentru că familiile au contribuit, au livretul familiei, sunt înregistrate, sunt și la fisc, sunt și la poliție, au domiciliu și așa mai departe. Statul român știe cine are, de exemplu, ministerul ăsta care se ocupă cu naiba să-l ia, cu pensiile și ajutoarele sociale, știe câți oameni cu dizabilități au în România. Cât de complicat era ca acest minister să ia lista cu persoanele cu dizabilități și să trimită lista asta împreună cu adresele la ministerul care se ocupa de reducerea taxelor, de reducerea tarifului la energie electrică. Cât de complicat era ca o bucată din statul român să coopereze cu o altă bucată din statul român ca să ajute românii. Cât de complicat era. Foarte complicat. Mă, și voi mai vreți naționalizare, serios? Adică statul ăsta care te pune să dai declarații pentru ca să beneficiezi de un drept pe care el ți-l acordă, deși are toate informațiile din declarații. Tu trebuie să mai scrii încă o dată, să te umilești, să pierzi vremea, online sau offline. Persoane cu dizabilități, unele dintre ele nu știu să intre online, frate. Să se ducă acolo, să stea la coadă, să stea iarăși, să fie umilită. Bă, e incredibil. Incredibil statul român. Și voi vreți să naționalizăm, adică tot aud discursul ăsta, mamă, statul român, să pună din nou mâna pe bogății, avem din nou bogățiile să fie ale noastre. Nu sunt ale noastre, frate, sunt ale statului român și statul român o să ne pună să dăm o declarație dacă vrem să beneficiem de ceva și după aceea să stăm la coadă și o să beneficiem de fix asta. Asta se întâmplă. Eu nu sunt de acord ca statul român să mai dețină în proprietate nimic și în niciun caz viețile noastre. Sau dacă le deține, păi să aibă grijă de ele, cooperând toți funcționarii aia, să stea de vorbă. Cât de greu e să scoți? Am plătit milioane în digitalizare și nu putem să scoatem o listă cu persoanele cu dizabilități și să o trimitem la un alt minister? Cât de complicat e asta? Cât are lista aia? Are un giga? Nici atâta. Bă, e rușinos. Dar să mă mai întorc la povestea asta. Deci, obligația firește a strânit un val de nemulțumire asta în rândul populației. Da? Oamenii au stat la cozi înainte de sfârșitul anului. Pentru că ce poate să fie mai frumos pentru statul român decât atunci când tu ai o sărbătoare să te trimite la coadă? Drago, bravo frate, statul român, extraordinar. Până la urmă, evident că a ieșit cu scandal. Acum, potrivit ANR, ultima veste, în aceeași știri. Deci nu trebuie să depună declarații dacă se află cei care folosesc aparate medicale, familii cu minim 3 copii cu vârsta de sub 18 ani și familiile monoparentale cu cel puțin un copil. Mă rog. Aceste categorii vor avea un preț indiferent. Dar stai un pic, mă întorc la știrea asta. Mă scuzați. Deci, aceeași știre
conține informații contradictorii. Deci, potrivit ANR, și nu cred că e din cauza știrilor, adică nu cred că e din cauza colegilor mei, potrivit ANR, consumatorii, clienți, ca zici, nu trebuie să depună nicio declarație și mai jos, aceste categorii vor avea un preț, indiferent de consum, în baza unei declarații. What? Hai să ne hotărâm, frate, declarație sau nu declarație. Statul, nu mai, te ia durerea de cap. Mai bine mergem la următoarea știre. Asta am vrut să vă spun de la bun început, că statul român nu funcționează în beneficiul românilor decât destul de rar și nu reușește să comunice de la ca și cum instituțiile astea, ele sunt stat în stat, fiecare are ministru ei, nu vorbește cu ăla ministru că ăla poate e de la alt partid sau poate că e din altă gașcă sau poate că e alt, îl cheamă altfel și n-are părul blond. Adică, Dumnezeule, cum funcționează statul român. Bun, dar hai să ne uităm la lucruri mai vesele apropo de statul român și vă mulțumesc că sunteți în seara asta aici și iertați-mă că m-am enervat. Mi se mai întâmplă să mă mai enervez și eu. Și vă mulțumesc că răspătiți acest rant, că nu mai numesc jurnal de știri, cu un share. Dar știrea cea mai mișto din seara asta, după părerea mea, în seara asta este bal la primărie. Bal la primăria din Iași. Mai numit, sau Consiliul Local, whatever. În sfârșit. Deci, sindrofia aniversară de la Iași costă 176.000 de lei. Cum arată meniul, scrie presa locală. Am găsit în Press Hub povestea asta. Deci, în seara asta, președintele Consiliului Județean, ca să înțelegeți absurdul știrii, pentru că e absurdă și asta, președintele Consiliului Județean oferă un dineu cu prilejul împlinirea 30 de ani de la înființarea administrației județului. Aproximativ 500 de invitați ar urma să fie prezenți la această acțiune, spune știrea, ce va fi acolo, s-a cumpărat sala de la Arhiepiscopia Iașilor, s-a achiziționat, s-a închiriat, meniu festiv, 55.000 de lei pentru 500 de invitați, bufet, 50% carne, 50% produse vegetariene, chiftele de pui, tort de vânzături cu blat de cacao, mozaic de pui legume, respectiv chiftele de ciuperci conopit de pane, hai că-mi plouă în gură, sau ciuperci pane umplute cu tofu. De asemenea, vin crisesco roze în completare. Dar stați un pic, ce aniversează ăștia? Ce aniversează ăștia la Iași? Ăștia, îmi permis să-i numesc ăștia. Păi aniversează 30 de ani de la înființarea administrației. Adică județul ăsta Iași are numai 30 de ani, că eu mi-aduc aminte niște cărți de istorie cu județul Iași care are 100, 200 de ani, cred că mai mult, Iașu. De când avem județe, cred că Iașu a fost județ. Ce aniversăm acum noi? 30 de ani de la ce? De la că ce? Că nu mai este, nu știu, județeana de partid și acum este județ sau administrația județeană? Dragă domnul Alexe și dragi domnilor de la Iași, nu-i pasă nimănui! Nu-i pasă nimănui că voi faceți 30 de ani! Nu aveți ce aniversa! Nu e niciun motiv să aniversezi! 30 de ani nu înseamnă nimic că aveți voi o administrație de 30 de ani. Vă aniversați sinecurele, nu lucrurile făcute pentru cetățeni. Dacă vreți să aniversați ceva, luați banii aia 200.000, dar acum i-ați cheltuie, nu mai contează. Și faceți ceva cu ei! Aniversați 20 de ani de la prima autostradă, 10 ani de la primul spital ultramodern construit de administrația asta nouă, aniversați, nu știu, 5 ani de la ultimele 5 grădinițe date în folosință. Dar voi aniversați 30 de ani de când sunteți voi? Ce e asta? Cum funcționează statul român? Se sărbătorește protipendada pe ea însă și se bate cu chifteluța pe burtă pentru că a făcut ce? Nu mai contează. Hai să mergem mai departe. La o știre, tot din zona Moldovei, pentru că nu e așa, e o zonă care am vizitat-o de curând, a fost foarte frumos, am mâncat foarte bine, dar n-am ajuns la Suceava, pentru că dacă aș fi ajuns la Suceava, poate că aș fi fost în pericol din cauza șoferilor din Suceava. De ce? Pentru că, uite, un polițist de la permisă Suceava n-ar avea nicio locuință în declarația de avere, dar DNA a pus sechestru pe 46 de apartamente, terenuri și spații comerciale. What? Deci șef de la permise. 46 de apartamente. Ok. Domnul șef de la permise. Acum înțelegeți de ce se moare pe șosele din România? Că mai e și boala asta. Bă, n-avem autostrăzi. Nu, problema noastră este că avem șoferi analfabeți care nu știu regulile de circulație. Asta e una dintre problemele mari. Am fost în județul Suceava acum ceva vreme și un șofer i-am atras atenția că aruncă gunoi în natură și a scos o bâtă la mine.
ăla a primit permis, deși în mod clar un om care scoate o bâtă când îi face o reproș legat de mediu, după părerea mea, nu ar trebui să aibă permis pentru că în mod clar este sonat, e diliu. Da? Deci n-ar trebui să treacă de examenul psihologic. Da, da, 46 de apartamente nu se obțin cu șoferi competenți. Se obțin cu șoferi tâmpiți, evident, și șoferi care nu merită carnetul și care le primesc pentru că din nou statul român funcționează așa, pe bază de corupție și măgării din astea. Și se autosărbătorește pentru că are 30 de ani de când funcționează în slujba lui proprie și nu a cetățenilor. Felicitările mele! Hai să mergem și la alte zone. Dar pentru că toți suntem aici și văd că vă uitați și vă mulțumesc tare, când aveți timp și chef, dați un share, răsplătiți cu un share. Hai, nu e efortul meu, că în seara asta n-am făcut vreun efort, dar m-am enervat, enervarea mea. Vă mulțumesc că sunteți aici. Ce am mai văzut astăzi? Am văzut câteva cadre foarte frumoase cu Zelenski în Bahmut. Mi-au plăcut foarte tare. Unul dintre ele, nu știu ce zice, o să vă las fășitare și un mesaj în engleză, dar omul s-a dus acolo în orașul care în ultima săptămână a fost foarte intens contestat de trupele ruse și cele ucrainiene. Rușii au reușit să intre în suburbiile din sud, înțeleg că au fost respinși în ultimele câteva zile și Zelenski s-a dus să încurajeze pe apărătorii orașului, cei care mai trăiesc în vremea asta. Le-a dat și niște medalii, înțelegeți voi ideea. A și povestit acolo câte ceva. Și zice următoare, zice lucruri de bun simț. Cel mai important mesaj este că s-a dus, asta este clar. Dar haideți să ne uităm puțin și la ce zice. Se pare că eroii din Bahmut, zice el, trebuie să primească tot ceea ce poate să primească un om pe lumea asta. Aș dori ca totul să fie normal cu copiii lor, să familia să fie încălzită și să fie sănătoasă. Mi-ar plăcea să aibă electricitate, dar situația e dificilă. Numai că avem lumină în interiorul nostru. Cea mai importantă e lumina din interiorul nostru, zice Zelenski. Foarte frumos. Foarte frumos, dragilor. Sunt unii care au noroc de președinți care la vreme de război vorbesc așa. Noi avem unul care la timp de pace nu poate să pună atâta umanitate în cuvintele lui și tare îmi pare rău că se întâmplă așa, că e greu să... Da? Când te uiți la lucrurile rele pe care le face statul român, te gândești, băi, da, o fi și o rază de lumină pe undeva, o fi un lider undeva, o fi cineva la care să mă gândesc cu drag că, băi, România condusă bine, să duce pe direcția cea bună. La cine? Mă gândesc la Zelenski. Nu știu, poate candidează și în România la un moment dat, dacă scapă de războiul ăsta. Bun. Acum, haideți să ne mai uităm puțin la ce se mai întâmplă acolo. Continuă luptele, în primul rând, în zona Bahmut, dar și în alte părți din Donetsk și Luhansk. Ce vedeți aici este un elicopter ucrainian care trage cu rachete asupra unor poziții rusești care se află în depărtare. Rachetele pe care le trag pe traiectorii balistice, pentru cei care au făcut armata, cam știu ei. Deci le trag, cum ar veni, ca să vă dau așa un desen parabolic. Ar veni. De ce? Pentru că nu se pot apropia, le teamă să nu fie doborâte. Și atunci trag în formula asta, vedeți? Trag în sus și racheta se duce pe o traiectorie parabolică, nu e ghidată, e o rachetă mai primitivă un pic și au făcut ei un calcul probabil cam pe ce unghi trebuie să tragă ca să ajungă în pozițiile rusești. Luptele continuă acolo și sunt lupte grele și se zboară foarte jos. Apropo de elicoptere, pe mine că a fost pilot amator, civil, mă uimește cum zboară oamenii ăștia. Bun, au și niște muzică aici, nu pot să pun muzica fiindcă nu avem drepturi, așa că o las. Uitați-vă la ce înălțime zboară, la cât să fie. Și probabil că unele dintre vârfurile de copaci fac contact cu roțile elicopterului în cadrele astea. Absolut spectaculos. Și în același timp îți dă o idee despre cât de periculoasă e misiunea pe care o îndeplinesc acești oameni. Au mai și căzut, am văzut acum câteva zile o filmare cu un elicopter ucrainian care s-a prăbușit, doborât de ruși. Celălalt elicopter era în echipă, s-a oprit să încerce să recupereze echipajul. Nu știu dacă s-a întâmplat treaba asta. Ce se întâmplă în Ucraina acum? După atâtea zile de război, britanicii fac un rezumat și cred că este cel mai bun de până acum. Avansul ucrainian, 54% din teritoriul maxim pe care l-a cucerit Rusia după 24 februarie 2022 a fost eliberat. Deci, practic, ucrainienii au eliberat peste jumătate din teritoriul pe care rușii au pus mâna după ce a început războiul ăsta de anul acesta. Mai departe, ce e important? 18% din zonele recunoscute internațional ca fiind ale Ucrainei sunt controlate în continuare de Rusia. Deci, din teritoriul ucrainian, în momentul ăsta, Rusia deține 18%, aici includem și Crimea.
Și încă un lucru important de spus, luptele care continuă acum, dezbaterile care sunt la Kremlin în ultimele câteva zile, urmează săptămâna asta un anunț al lui Putin, toate duc cu gândul că 2023 nu va fi, după părerea mea, un an de pace. Cred că rușii își doresc în continuare să obțină o victorie simbolică și mai mult decât atât, nu vor ceda Ucrainei Crimea și vor merge mai departe. Au încercat să-l convingă pe Lukashenko, Putin a încercat să-l convingă pe Lukashenko în ultimele 2-3 zile, s-a dus acolo cu Shoigu, s-a dus acolo cu domnul Lavrov, să încerce să-l convingă să intre în război, ca trupele belaruse să intre în război împotriva Ucrainei împreună cu Rusia. Unii zic că n-ar fi reușit. Pe de altă parte, sunt informații despre mișcări de trupe spre granița ucraineană din Belarus, dar nu suficient de importante care să ne ducă cu gândul la o ofensivă imediată. Deci zic eu 50-50 dacă belarușii intră mai departe în război de partea rușilor. Am mai văzut o scenă frumoasă. În timp ce Zelenski își risca viața la Bahmut, Putin dădea premii, decorații celor care și-au riscat reputația, cariera, mă rog, nu și-l-au riscat, că în Rusia îi crede lumea, inclusiv doamnei propagandiste Simoian, Margarita Simoian, de la Russia Today. Și uitați-vă ce drăguț, ea îi spune ceva la ureche, nu știm ce i-a spus, e și cu flori, e foarte frumos. E iubire, frate. Iubire. Iubire între oameni care cam împart aceeași soartă, dacă stai să te gândești bine. Că dacă se întâmplă ceva rău cu puterea de la Kremlin, ăștia sunt toți în aceeași oală, adică nu au cum să scape. Dar acum mergem la vești mai vesele. Și una dintre cele care mi-au atras atenția astăzi este acest glob, mă rog, acest pom cu globuri albastre și galbene. Dar unde sunt astea? Păi sunt în Kerch, în teritoriul ucrainian, care a fost ocupat de Rusia. Acum nu știu dacă ele au rămas de anul trecut și le-au pus anul ăsta pentru că erau, na, Ucraina, sau din alte motive. În orice caz, culoarea e aia a Ucrainei, deși zona este ocupată de ruși. Mi s-a părut interesant că rușii nu s-au supărat sau nu au blocat genul ăsta de manifestare. Poate că spiritul Crăciunului? Nu, glumesc, n-are cum să fie. Spiritul Crăciunului e în imaginile astea pe care vi le arăt acum aici. Și dacă avem sunet, cred că nu avem sunet de aici. Sunt imaginile unui soldat rănit care se întoarce în permisie probabil și care se întâlnește cu copilul lui în gara din Kiev, exact în timpul în care cred că avem și sunet. Și sunetul e important aici. Sunetul este cel al alarmelor aeriene. Omul a venit acasă de la război. Dar războiul a venit cu el, sau mai bine zis, a venit după el. Nici copilul lui nu e în siguranță. Pentru că într-o gară care poate fi atacat, nod feroviar, logistic important. Și cu toate astea, asta e viața acestor oameni acolo. Mi s-a părut că trebuie să vedeți imaginile astea, mai ales în vremurile astea în care noi ne plângem, n-am găsit apă caldă astăzi. Da, e nasol că n-avem apă caldă, dar sunt alți oameni care nu mai au rude, nu mai au părinți sau au părinți care nu știu dacă mai trăiesc în seara asta pentru că sunt într-o tranșee undeva. Nu înseamnă că trebuie să dăm autorităților noastre, Lunicușor, de exemplu, pata la mă că sunt băieți de treabă pentru că nu e război aici. Nu, da. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne cunoaștem până la urmă, să realizăm cât de norocoși suntem, așa cum suntem noi aici. Și cu statul al nostru nașpa de care am vorbit la început și totuși încă mai e pace și încă mai putem să ne mai uităm și să mai și râdem la știri cu anumite ocazii. Eu mă despart de voi cu două chestii. Una este fashionista asta. Nu știu dacă ați auzit de celebra expresie work-life balance. E lumea acum vrea să aibă un echilibru între viață și muncă, dar în Ucraina treaba asta se traduce altfel. În Ucraina este balansul între muncă și război. Viața probabil că e pusă
pe pauză pentru momente mai bune. Mi s-a părut frumos tricoul ăsta și m-am gândit să-l împart cu voi. Și mai am ceva de împărțit cu voi, dragilor. Pentru că eu nu lucrez numai aici, aici lucrez, aici mă joc. Și vă mulțumesc că vă uitați și vă mulțumesc dacă simțiți nevoia să răsplătiți acest rezumat cu un share. Dar și dacă simțiți asta și dacă nu, aș vrea să vă rog să vă uitați la următoarele 2-3 minute, cam așa ceva. La ce vreau să vă rog să vă uitați? La un promo. La un promo cu o emisiune pe care o fac pe 31, nu o fac eu, n-am făcut-o eu, au scris-o mulți alți oameni, au inventat-o alți oameni. Eu doar am prezentat-o împreună cu Ana Zamfir și emisiunea de Revelion de la Digi24, dacă puteți să vă imaginați. Digi24 face Revelion și m-a rugat pe mine să-l prezint și eu am zis, eu? Ce treabă am eu cu asta? Și m-au convins că aș putea să fac asta. Și a ieșit un program care, după părerea mea, este, nu că e bun, nu vreau să adaug atribute, e bun. Adică e atât de bun încât, hai să vă zic o chestie. Mama mea nu are radio să mă asculte la radio, pentru că nu cred că emisiunea de la radio e atât de bună încât să mă mândresc în fața mamei mele cu ea. Are 300.000 de ascultători în fiecare zi. Dar nu mă mândresc cu ea, dar nu eu recomand mamei. Mama nu avea nici Digi24, pentru că avea o antenă de-asta de televiziune mai de la o altă companie care nu se înțelege cu Digi și i-a șuntat. Și eu nu m-am zbătut să schimb lucrurile că e la țară și e departe. E bine, programul ăsta vreau să-l vadă și mama. Așa că m-am dus zilele astea și m-am dus la ăștia la RCSRDS și am pus ca mâine pune cablul lui mama la țară, la bârla, ca să-i recomand și să vadă emisiunea de Revelion, să se uite la fisul de Revelion. Atât de, nu știu dacă mândru, atât de mulțumit sunt de ce a ieșit. Așa că la final, îngăduiți-mi să-mi fac puțină autopromovare și să vă rog să și share-uiți dacă vedeți promul ăsta pe pagina mea puțin mai târziu. Până una alta, îi dăm un play de aici. Ia să vedem dacă avem și sunet, să sperăm că avem. România, fii pregătită! Breaking Show! De Revelion! Ai show total! Invitați special! Ai cum să mă ajungi pe mine, te rog, cu 10.000 de lei? Thank you very much. Vedetele Digi, așa cum nu le-ai mai văzut niciodată. Da. Nu am căscat niciodată. Pericolul nu există. Și mai ales dacă e fără număr. Umor curat, dar îndrăzneț. Mă văd că vă tot umflați așa. M-a făcut grasă? Ai sau că am încins spiritele. Digistracție generală în noaptea dintre știri. Bă, se simte în tot locul. Breaking Show, doar la Digi24. Jur că drăguț! Și vă mulțumesc că a stat până aici. Aici se încheie istoriștirile. Zic să ne vedem cu bine și mâine seara. Nu, mâine seara trebuie să iau pauză. Mâine seara fac un interviu cu Mihai Craiu. O să-l vedeți la aici, la mine pe pagină, în câteva zile. Mihai Craiu, doctorul, da? Așa că ne vedem joi seara. Seară bună și nu uitați, când aveți chef și timp, răsplătiți acest program cu un share. Mulțumesc!